Începând din această sesiune de bacalaureat, corectarea și notarea lucrărilor elevilor se realizează în alt județ decât cel în care candidații au susținut examenele scrise. Repartizarea lucrărilor va fi trasă la sorți pentru a nu se ști dinainte județul unde vor ajunge lucrările la corectat. Noua procedură de corectare va duce la amânarea cu o zi a datei în care sunt afișate rezultatele. Așadar, absolvenții de liceu vor sta sub tensiune până pe 7 iulie, când vor fi afișate rezultatele. Tot în aceeași zi, candidații își vor putea depune și contestațiile. Rezolvarea acestora se va realiza în zilele de 8-9 iulie, în loc de 7-9 iulie, cum era prevăzut. Data afișării rezultatelor finale a rămas însă neschimbată. Liceenii află ce notă au luat pe 10 iulie. În aceste zile ne pregătim și pentru examenul de bacalaureat 2015. La sfârșitul acestei săptămâni se vor stabili prin tragere la sorți, componența tuturor comisiilor din centrele de examen și din centrele zonale de evaluare. După cum ați aflat, evaluarea lucrărilor se va face în alt județ decât județul Gorj. Evaluarea lucrărilor candidaților din județul nostru se va realiza în alt județ. Ministerul Educației și Cercetării Științifice, la sfârșitul săptămânii, va stabili în care județ vor merge lucrările candidaților gorjeni. Aceste modificări similare se aplică și sesiunii august-septembrie a examenului de bacalaureat 2015.